Bună dimineața! Pregătiți pentru o dimineață de big band jazz de cea mai bună calitate? Lecția de jazz, vă rog să vă așezați, așezați-vă oriunde, așezați-vă acolo. Gata, se anulează rezervările din acest moment și fiecare stă acolo unde e mai aproape, da? Dacă vreți să vă schimbați locurile. Cine a mai fost la lecții de jazz? Le facem de 8 ani. Așa. Pentru cei care nu știu până acum, aceste lecții de jazz sau jazz, cum vreți să spuneți dumneavoastră, au fost făcute cu o trupă mică. Aveam percuție, contrabas, pian, din când în când câte un invitat, un clarinetist, un trompetist și voce. Aceea era un small band, nu se folosește. Deci o trupă. Astăzi am plăcerea să vă prezint un big band, adică o trupă mare. O trupă mare alcătuită numai din suflători. O să mă întrebați ce caută pianul aici. Pianul e încadrat fie la instrumente cu clape, pentru că are clape, fie la instrumente de percuție, pentru că ciocănelele bat. Deci pianul are tot dreptul să se afle pe scenă aici. Și un contrabas mai avem, pentru că totuși la suflători o coardă îndulcește foarte bine atmosfera. Se numesc Bucharest Jazz Orchestra și am să invit acum în scenă Cătălin Milea, saxofon alto, Paolo Profeti, saxofon alto, mai repede Diana Suciu, saxofon tenor, Marcel Pascu, saxofon bariton, 4 saxofoane, Sebastian Burneci, trompetă 1, Silviu Groaza, trompetă 2, Laurențiu Moise, trompetă 3, 3 trompete, Florian Radu, trombon 1, Adrian Cojocaru, trombon 2, Cristian Lăbuș, trombon bas, 3 tromboni, Sorin Gabriel Dragoș-Pian, Adrian Flautistu, contrabas, Adrian Tetra de baterie și Simona Strungaru, dirijor. O să vă rog, nu filmați, pentru că în câteva ore pe site va fi filmarea noastră profesionistă. Bucurați-vă acum de concert. Și până să aflăm ce este un big band teoretic, să aflăm ce este un big band practic. Moonlight Serenade. Thank you.
intrați, vă rog să intrați, haideți, intrați, ocupați locurile libere. Clasic e fantastic cum să înțelege muzica și jazzul. Ce este un big band? Ce este un big band, Simona Strungaru? Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult pentru invitație. București Jazz Orchestra este o orchestră de jazz. Se diferențiază de orchestra clasică, de orchestra simfonică, după cum vedeți, prin o instrumentație diferită. Există instrumente care fac parte atât din orchestra de jazz cât și din orchestra simfonică, numai că sunt folosite în mod diferit. După cum știți, tot ce ne înconjoară, toată muzica, toate sunetele pe care le auzim și pe care le producem, pot fi foarte înalte, precum ciripitul păsărilor, foarte groase, precum urmăitul ușilor, și la nivelul vocii noastre ne imaginăm că este registru mediu. Asta este ceea ce avem și în orice muzică, în orice orchestră, și aici sunt folosite instrumentele trompete, tromboane, saxofoane, secție ritmică. Stilul muzical abordat în jazz este de multe ori expansiv, iar instrumentiștii care fac parte din big band sunt deopotrivă instrumentiști de pachet, adică sunt foarte buni colegi și se ascultă unii pe ceilalți și formează un sunet omogen și ne transmit o idee comună, dar la fel de important este că toți membrii unui big band care se respectă, sunt la rândul lor soliști instrumentiști. Asta înseamnă că toți sunt în stare să improvizeze, deci nu doar să redea un text scris de un compozitor sau altul. Asta este un lucru foarte interesant și foarte important. În big band, pentru că sunt mulți oameni, bineînțeles avem nevoie de aranjamente, ca să știe fiecare om ce să facă în ce moment. Dar sunt și secțiuni libere în care ei pot improviza în voie. O să ascultăm acum o piesă foarte frumoasă și foarte rapidă, de care sper să vă bucurați. Instrumentele când le prezentăm? După aceea.
Georgia Brown și cei care vin la Clasic e fantastic cum să înțelegem muzica de jazz, vor ști că după fiecare solo, solistul, acum Cătălin Milea, trebuie aplaudat pentru improvizația, pentru demonstrația de virtuozitate pe care o face. Imediat după ce s-a așezat, solistul se ridică, uitați-vă la mine, eu cânt acum, apoi se așează și în clipa în care s-a terminat, atunci trebuie să-l aplaudați și atunci nu-l deranjați, dimpotrivă, îl gâdilați. Ce frumos ai cântat! Mai vreau să vă spun un lucru. De obicei, cortina este dată deoparte ca să vedeți minunata orgă a Ateneului Român. Acum, ei cântă, se numește acustic, adică fără amplificare. Dacă am fi lăsat cortina deschisă, sunetul lor s-ar fi dus în spate și în sus și n-ar fi ajuns la dumneavoastră. Așa, această cortină este ca o barieră care trimite sunetul către dumneavoastră. Mai am un lucru de făcut, să numesc sponsorii fără de care acest proiect nu ar exista, sponsorii stagiunii 2019-2020, UIA România, VIPRO, CBRI, RBC Romanian Business Consult, Centrul Național de Artă Tinerimea Română, Laboratoarele Remedia, Schönherr, Fundația H. Mălireanu și suntem oricând deschiși și pentru alți sponsori. Sponsori, îi primim cu drag. Mulțumim. Ce să vă mai spun despre Big Band? Vă place? Ce auziți? Mă bucur foarte mult. Big Band-ul a apărut în jurul anului 1910 și a reprezentat inițial o formație care cânta muzică de dans. Se strângeau mulți oameni la un loc și dansau, deci în cluburi. Ulterior au venit mari minți, muzicieni foarte buni, din multe zone de formare, atât din muzica clasică, cât și multe influențe africane sau cubaneze. Cert este că jazzul pe care îl ascultăm acum este un jazz foarte elevat, care păstrează în mare parte stilul consacrat de swing, ceea ce înseamnă în ritmul muzicii, care de obicei se împarte în patru, pentru cine știe, se numără până la patru. Noi cu asta ne ocupăm. Dumneavoastră auziți muzică și noi cântăm, noi numărăm până la patru. Ideea este că vine așa, 1, 2, 3, 4. De obicei, dăm accente în muzica clasică pe 1 și pe 3, pe timpii 3. Adică 1, 2, 3, 4. Foarte frumos, simțim și cântăm. Numai că în swing, care este o traducere a cuvântului leagăn, ei au hotărât să facă exact invers. 1, 2, 3, 4, tam, 1, 2. Și atunci, deja oamenii, nefiind obișnuiți cu asta, au devenit mult mai curioși. Și această inversare a timpilor tari i-a invitat pe foarte mulți la dans. Asta este un lucru foarte drăguț și cred că de multe ori simțiți și dumneavoastră să dansați. Eu cel puțin stau cu greu pe scaun. Bun, vreau să vă spun că mari compozitori, aranjori și interpreți, pe care aș vrea să-i numim, pentru că vorbim despre Big Band, au fost Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, George și Ira Gershwin și Neil Hefti, cel care a scris următoarea piesă pe care o vom cânta, Cute. Ați observat cum s-au auzit pe rând, cum s-au ascultat unele instrumente, în timp, de exemplu, în timpul soloului lui Cătălin, ce făceau ceilalți? Cântau și ei tot timpul la fel de tare? Ce făceau? Îl acompaniau, deci îl ascultau, nu-i așa? Uite, noi acum vorbim, eu spun ceva și tu mă asculți, adică aștepți un pic să vorbesc și după aceea îmi răspunzi. Asta este un dialog. Exact cum vorbim cu cuvinte, exact așa vorbim cu muzică. Și exact cum simțim fericire, tristețe și putem să spunem, astăzi sunt tare posomorât, putem să o facem prin muzică. Sau invers, sunt extraordinar de fericit. Acest limbaj muzical, deși cuvântul ne face să ne gândim strict la acțiunea de a vorbi prin cuvinte, poate fi sugerat prin muzică și în, toate, și în felul în care piesele sunt construite. Adică, cum urmează? Începe cu o introducere, ca atunci când ne cunoaștem. Bună ziua, eu sunt Simona. Mă bucur să vă cunosc. După aceea vedeți ce fac eu sau ce faceți dumneavoastră. Dar mai întâi luăm cunoștință.
Și în piesa ce urmează, Cute, de care am spus, urmează dialoguri între partidele de instrumente. Îi vom auzi pe membrii Bucharest Jazz Orchestra râzând, certându-se, discutând muzical fie de comun acord, fie în contradictoriu. Pentru că este cam viață, nu-i așa? Și știi că ești viu dacă îți bate inima. O să rog toți copiii să pună mâna pe inimioară și să vadă dacă și-o simt. Ticăie? A ta ticăie? Foarte bine! Și inima muzicii noastre ticăie și toată lumea o ascultă. Și ce facem? Suntem vii și începem să ne mișcăm, să pășim cu ajutorul contrabasului. Și pășesc, dar nu știu unde mă duc. Cum mă simt eu astăzi? Cum vă simțiți astăzi? Vă simțiți bine? Armoniile pianului ne pot face să ne simțim în felul în care de obicei nici nu putem exprima prin vorbe. Sunt anumite sentimente pe care doar le simțim, nu le putem explica exact. Dar în muzică nu avem barierele acestea. Și aceasta este secția ritmică, cele trei instrumente. Baza pe care după aceea se construiește discursul celorlalți. Dacă vreți să accentuați timpii 2 și 4, care sunt așa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 2, 4, 1, 2 și tot așa. Chiar avem nevoie de dumneavoastră, vă dați seama, inima bate și mai tare. Și în premieră, nu o să mai vorbesc eu despre arta domnilor, ci o să-i rog, și a doamnei, o să-i rog chiar pe ei să ne prezinte instrumentul și importanța fiecarei partide. Partida de saxofoane, Cătălin Milea, te rog, ne ajuți? Bună dimineața, copii! Îmi place cum... cum simțiți voi swingul. Haideți să vă povestesc despre saxofoane, vreți? Da? O să începem cu cel mai mare dintre saxofoane. Saxofonul bariton, cel care sună așa gros. Și îl avem aici pe Marcel. Așa, aplauze pentru Marcel, copii. Mulțumim! Saxofonul bariton. Trecem mai departe la un saxofon un pic mai mare, care sună un pic mai subțire, dar nu foarte subțire. Saxofonul tenor. Și o avem aici pe Diana. Bravo! Aplauze pentru Diana! Mulțumim! Și ca să urcăm în registrul sunetelor, Paolo aici de-abia așteaptă să vă cânte câteva sunete cu saxofonul lui magic, saxofonul alto. Mulțumim, Paolo! Mulțumim foarte mult! Și v-am adus și eu un saxofon mai micuț, cel mai subțire dintre toate, saxofonul sopran. Să vă prezint secția tromboni. Secția este compusă din trombon bas și tromboane tenoare. Există și altfel de tromboane mai mici care se folosesc de obicei muzica clasică, trombonul alto și sopranino. Acum o să rog pe Cristi să vă exemplifice cum sună trombonul bas. Aplauze. La
la trombonul tenor, care e un pic mai mic, sună un pic mai sus, ca să spunem așa. Ele, secția de tromboane asigură armonie și ritm în big band. Și o să vă exemplific și ceva specific instrumentului respectiv, care nu poate fi făcut decât cu tromboane. Specificul pe care tocmai vi l-am exemplificat se numește glissando. Culisa ne permite să alunecăm toată lungimea ei și să creăm note sau legături de genul ăsta, glissando, alunecare. Predau ștafeta colegului meu de la trompetă. Mulțumesc, Florian! Bună dimineața tuturor! Eu reprezint partida de trompete în această dimineață și nu numai. Ce aș vrea să vă spun înainte să vorbim despre trompete este că ce avem noi aici este un little big band, în sensul că avem numai 4 saxofoane, numai 3 tromboane și numai 3 trompete. Pentru că big band-ul ar putea să mai conțină la secția ritmică și o chitară și un set de instrumente de percuție, la secția saxofoane ar putea să mai aibă încă un om, dacă nu chiar încă doi, și de asemenea tromboanele și trompetele ar putea să aibă fiecare câte un coleg în plus. Și aceea este formula consacrată clasică de big band, dar noi avem în această dimineață pentru dumneavoastră un little big band. Bun, acum, din punctul de vedere al specificului instrumentului, aș vrea să-l rog pe colegul meu Silviu să vă exemplifice sonoritatea trompetei cu pâlnie deschisă, atât în registrul grav, cât și în registrul acut. Mulțumim, Silviu! O altă particularitate și culoare pe care o pot folosi instrumentele de suflat din alamă poate fi obținută cu ajutorul surdinelor, care sunt o invenție fantastică și vă invit să ascultați puțin. În încheierea prezentării mele, aș vrea să prezint partida de bras. Silviu Groaza la trompetă, Laurențiu Moise la trompetă, este Adico Jocaru la trombon, Florian Radu, Cristian Lăbuș, eu sunt Sebastian Burneci, îi dau ștafeta înapoi Simonei. Mulțumesc frumos și mulțumim pentru informații, nimeni nu poate să le spună mai bine decât cei care într-adevăr cu asta se ocupă. Aș dori un pic să-mi exemplificați ce poate și pianul să facă și să-mi spuneți două cuvinte și despre secția ritmică. Bună dimineața, toți copii! Bun, o să încep cu pian. După câte vedeți, avem aici o grămadă de clape, unele negre, altele albe. În fața mea l-avem pe contrabasistul vostru de bază.
bază, Adrian Flautistu. Vedeți cum se ascultă unul pe celălalt, nu cântă amândoi în zona de pași. Asta e cum discută unii cu ceilalți. Dar inima bate. Putem să auzim și un solo de Tobe, vă rugăm? Deci tobă e puțin spus. Sunt multe instrumente adunate la un loc care formează toba. Toată inima bate tare, altădată mai puțin. Mulțumim foarte mult, domnul Sorin Gabriel Dragoș. Domnul Adrian te trage la tobe. Și acum, bun, ne-ați cunoscut pe rând, pe fiecare, eu dau din mâini. Și acum să vedem cum sună oare saxofoanele împreună. Doar saxofoanele. A one, a two, a one, two, three. Puteți ajuta, dacă vă place. Foarte frumos. Ați auzit cum au discutat saxofoniștii toți? Împreună cu, cu secția ritmică? S-au așteptat unii pe ceilalți? Și în felul ăsta totul a avut sens. Și acum vrem să auzim și cu tromboni. Tromboane. 1, 2, 3, 5. Sonoritatea a crescut pe măsură ce sunt mai mulți oameni. E din ce în ce mai amplă. Dar toți se înțeleg bine, vedeți? Ritmic. Și acum vreau să intre și trompetele. Și mergem mai departe cu piesa noastră pe care o cântăm de ceva timp. One, two. Pregătim terenul pentru un solo al domnului Laurențiu Moise.
Bucharest Jazz Orchestra. Oare nu s-ar mai potrivi ceva aici? Poate o voce? A auzit cineva de Irina Sârbu? Păi atunci să vină să ne cânte. Irina Sârbu! Bună dimineața, bună dimineața tuturor! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Cum vă simțiți? Vă place? Nu e fain? Deosebit? Amplu? O să vă povestesc și eu câte ceva, dar înainte, haideți să cântăm. Prima piesă se numește I Wish You Love, după care povestim un pic. Goodbye, no more leading with our cheers. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. To say, I wish you bluebirds in the spring, to give your heart a song to sing, and then a kiss. But more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in some leafy glade. I wish you health, but more than wealth, I wish you love. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Aș vrea să vă povestesc un pic despre diferența pentru un solist vocal între a cânta alături de un big band și a cânta în formulă mică, în combo, adică secție ritmică, pian, bas, tobe și uneori e trompetă sau saxofon. În primul rând, când cânți împreună cu un big band, cel mai important om de pe scenă, omul pe care trebuie să-l ascultăm cu toții, este dirijorul. În cazul nostru, Simona Strungar. Ea se asigură ca noi toți să avem același patru de care v-am vorbit. Toată lumea numără la fel până la patru. În formulă mică, cel care decide în principiu repertoriu, tempoul, este solistul vocal. Dar când cântăm în big band, ascultăm de dirijor.
O altă diferență extrem de vizibilă este numărul oamenilor pe scenă. În formulă mică am fi atât, de aici până aici. Da? 4 oameni. Când se adaugă big band-ul, totul sună mult mai tare, mai plin. În formulă mică, libertatea de improvizație este mult mai mare. Pe când, când cânți alături de big band, partiturile sunt extrem de stricte. Nuanțele, ritmul, dialogul dintre solistul vocal și big band e foarte important. Deci mai puțină libertate în big band decât în formulă mică. Astea ar fi diferențele și sigur că trebuie să cânt mai tare când cânt cu atâția oameni pe scenă. Nu? E clar. Bun. Acestea ar fi diferențele. Și acum o să cântăm o piesă. Wow! Ia să o formulă mai medie. Aplauze! Cine a fost la lecția despre improvizație? Mai știți ce înseamnă improvizația? Ce înseamnă schetul? Improvizație vocală. Adică ce facem? Inventăm o melodie pe loc. Sigur, având la bază anumite cunoștințe muzicale în limbajul de jazz. O să cântăm o piesă care se numește Billy's Bounce, e scrisă de Charlie Parker, cu o mică demonstrație de schet. Vom cânta împreună și toată lumea va improviza, da? Cântăm în formulă mică. A Billy's Bounce. Și în cazul ăsta eu sunt dirijorul, eu dau tempo-ul. Ready? Decidem cine improvizează primul. Cine ați vrea să improvizeze acum? Trompeta? Trompeta. Ok. Let's go. 2, 4. Toată lumea. 2, 4. 2, 4. 2, 4. Sebastian Burneci. Totul se întâmplă pe loc. Totul se întâmplă pe loc. El n-a avut nicio partitură scrisă pentru ce a făcut acum. A improvizat pe loc, în felul în care a simțit, cum i-a venit, muzical vorbind. Bun, haideți să trecem la trombon. Nu uitați. 2, 4, 2, 4, 2. Thank you.
Concurs 1, 2, 3, ok? Haideți să vedem cine câștigă, da? Cântați tare, tare, tare. Atenție. 1, 2, come on, și părinții, și copiii, toată lumea. Shubidubba, shubidubi, skipadere, pipereto, digiri-digiri-digida, digiri-digiri-digida. Ați mâncat de dimineață? Ce ați mâncat? O cafea ai băut, 10 cafele. Bun. Cereale, perfect, perfect. Hai să vedem mijlocul, da? Atenție. A one, a two, a one, two, three. Uwa, uwa. Uwa, uwa. Uwa, uwa, uwa. Uwa, uwa, uwa. Digri, 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 digri. Hai că puteți. Digri, 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 digri. Bine aici. Bravo, bravo, bravo. Ia să vedem. Și a treia parte a sălii, ultima șansă, da? Putem câștiga. A one, a two, a one, two, three. Beep-o-beep, skibidu-beep, skibidu-be-do-do. Shubidu-bida, beep-be-de-do-do. Ba-u-bu-du-bu-beep. Digri-d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 igri
Bine, bine, bine. Eu zic că toată lumea a câștigat. Toată lumea a câștigat. Bravo! Ei, și-au mai rămas câteva instrumente care nu au făcut niciun solo. De exemplu, contrabasul. Așa? Toată lumea ar vrea să bată la tobe. Un solo de tobe. Give me the
pap, skibidi pap, skibidi pap, skibidi pap, 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 pap. Sebastian Burneci, ia să vedem ce povestește și saxofonul. Cătălin, am ceva să-ți spun. Pop, 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 dub, dub, bap. Digi, dong, digi, dong, digi, digi, bap. Bap, 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 bap. Ne-am certat un pic, ați văzut. Pop, 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 pop. Ținem așa până mâine dimineață. Mulțumim. Lucrul ăsta nu puteam să-l facem alături de un big band. Pentru că o nebuneam pe Simona, trebuia să stea acolo până mâine dimineață. Bun. Revenim în formulă mare cu o piesă care se numește Blue Skies și vorbește despre starea de bine, despre atunci când e soare afară și ne bucurăm, așteptăm primăvara să fie Blue Skies. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Never saw the sun shining so bright, never knew things.
Orchestra. Și iată că putem îmbina și improvizația vocală împreună cu o piesă de big band. A Foggy Day vorbește despre... cine a fost la Londra? Păi cineva la Londra? Da? Cum e acolo la Londra? E multă ceață, nu? E multă lume, da? Și foarte multă ceață. Piesa despre asta vorbește. Foggy Day in London Town. Și la un moment dat apare soarele... Când ne îndrăgostim, când vom fi mai mari, mult mai mari. A foggy day in London town had me low and had me down. I knew the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long, I wonder, could this thing last? But the age of miracles we'll be right back.
the sun was shining Strungaru, Bucharest Jazz Orchestra. Irina Sârbu. Știți ce e foarte frumos în jazz? Că se poate improviza pe orice, pe orice temă, pe orice melodie. Și o să vă demonstrăm. Cine știe cine este marele compozitor care este aniversat în acest an în toată lumea la împlinirea a 250 de ani de la naștere? Bravo! Ludwig van Beethoven. Știe cineva care sunt cei trei mari clasici vienezi? Haydn, Mozart și Beethoven, da? Și Beethoven. Eu nu vă pot vorbi acum despre Beethoven pentru că este un univers uriaș. Trebuie doar să vă spun că cu muzica lui Beethoven te împrietenești la orice vârstă, dar de fiecare dată altfel. Sigur, toată lumea știe tragedia care a marcat viața acestui colos al muzicii clasice. A fost surd. Și toată muzica pe care astăzi o ascultă mii și milioane de oameni a fost creată doar în capul lui, iar el n-a auzit-o niciodată. Beethoven a scris Sinfonia noua, nouă simfonii, deci. Sinfonia noua este cea mai importantă pentru că în partea a patra a simțit nevoia să aducă vocea umană și cuvântul lângă mare orchestră simfonică și a creat atunci Oda Bucuriei, da? Oda Bucuriei este astăzi imnul Uniunii Europene. Nu putea să lipsească Beethoven din primul concert clasic, e fantastic, chiar dacă este vorba de o lecție de jazz. Și uite cum am reușit să îmbinăm clasicismul Odei Bucuriei cu muzica de jazz făcută de Simona Strungaru pe această temă.
plasament, Simona Strungaru. Ludwig van Beethoven, Oda Bucuriei, Ludwig van Beethoven, 250 de ani de la naștere. Asociația Clasic e Fantastic are o surpriză pentru voi. Încep să vină pe scenă invitații noștri, sunt 40. Începând cu Ludwig van Beethoven, inițiem pe site-ul nostru clasicefantastic.ro o bibliotecă virtuală, unde vom publica cărți despre mari muzicieni care vor sta la dispoziția dumneavoastră, la dispoziția tuturor. Haideți, haideți, haideți! Prima carte nu putea fi. Haideți, curaj, pe scenă, pe scenă. Haideți, 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 haideți! Haideți! Prima carte nu putea fi decât Copilăria lui Beethoven. Și am avut, zic eu, frumoasa inițiativă să oferim copiilor posibilitatea de a ilustra această carte. Am și găsit copii în stare să facă asta. Ei sunt un grup de la Liceul Teoretic Trei Ierarhi, 40 de copii, mulțumesc, asta e pentru Beethoven, da? Care au ilustrat cartea, care, repet, o găsiți pe clasicefantastic.ro la secțiunea Biblioteca Virtuală. Este un PDF pe care îl puteți descărca dacă doriți să aveți propriul dumneavoastră exemplar. Noi nu-l putem tipări pentru că este atât de bogat și atât de colorat încât ar costa o avere. Dacă am avea-o, am face-o. Dar, din păcate, nu avem. Așa că vă dăruim acești 40 de copii și coordonatoarea lor, doamna Cosmina Dragomir, vă dăruiesc, inaugurăm, repet, cu acest volum, Copilăria lui Beethoven, Biblioteca Virtuală Clasic e Fantastic. În câteva cuvinte, cum ați lucrat? Mai întâi, în afară de florile pentru Beethoven, avem și o floare pentru doamna Cristina Sârbu, simbol al veștii bune pe care ne-a dat-o atunci când ne-a contactat și mulțumim foarte mult pentru acest gest de a ne oferi acest prilej, de a ne remarca. Vreau să mulțumesc foarte mult Ateneului Român și Filarmonicii și Asociației Clasic e Fantastic pentru concertul de astăzi, ne-a emoționat, ne-a impresionat. Ce clasic, e fantastic, ce faceți! Cum? Această întrebare, cum, e un pic dificilă pentru că nu se face pur și simplu bătând din palme un asemenea proiect. Acest proiect a început acum 2 ani. În primul rând, cred că s-a auzit de noi, de Liceul Teoretic Sfinții Trei Ierarhi, pentru că am mai avut proiecte editoriale. Acești copii sunt antrenați, ei au mai ilustrat 2 manuale școlare, care sunt deja publicate și sunt în învățământul de masă, și lucrează acum la încă 2, care așteaptă licitația inspectoratului. Au colaborat la ivirea primului album de artă Ingenuă, arta a copiilor în România. Deci ei sunt niște ilustratori antrenați. Și asta datorită conceptului școlii, care le oferă o anumită rigoare și vigoare în ceea ce lucrează, prin faptul că învățământul nostru este integrat. Învață unele materii școlare prin altele. Deci noi învățăm matematică prin muzică, pentru că reții mult mai ușor ritmurile și fracțiile și toate lucrurile. Dacă faci muzică, ei sunt, formează corul școlii, nu doar ilustrează, nu doar desenează. Învățăm materiile acestea umaniste, exersând foarte mult la arte vizuale, la teatru, la scenografie. Deci toate le facem prin materiile științifice, se fixează și se implementează prin materiile acestea artistice. Și anul trecut a fost un an în care noi ne-am documentat, împreună cu domnul profesor de muzică am fost la aceste concerte ale dumneavoastră și le-am vizionat și am încercat să lucrăm schițele de documentare și am trimis mai întâi doamnei Cristina o colecție de lucrări prin care să ne vadă stilul, să vadă dacă s-ar potrivi. După care aceste etape s-au apropiat din ce în ce mai mult. Anul acesta am lucrat doar despre Beethoven și la final s-a selecționat lucrând deconstruind textul. Așa fac ilustratorii, primesc un text fix și fiecare copil își alege o frază pe care o ilustrează. Și vreau să mulțumesc mult nu doar lor, colegilor mei de la școală, a fost o echipă de vreo cel puțin 20 de profesori care prin mai multe materii ne-am reunit forțele și am reușit să facem colecția de lucrări. Vreau să mulțumesc acelor copii, celorlalți 100 din echipă, care lucrând împreună cu noi și unii dintre noi, dintre ei fiind acum în sală și ne susțin și ne aplaudă, care au contribuit la întreaga colecție de lucrări, dar n-au fost selecționați neapărat ca ilustratori în carte. Vreau să-i aplaudăm și pe ei.
Lor le mulțumesc, colegilor mei, coordonatorilor școlii, și să sperăm că în continuare vom mai avea ocazia să lucrăm astfel de proiecte și să ne completăm unii pe alții. Noi, artiștii, trebuie să ne sprijinim foarte mult, că doar așa vom izbândi și vom reuși să educăm caracterul oamenilor în jurul nostru. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc! Aplaudați-i! Aplaudați-i! Cu această ocazie, lângă noi, apare un sponsor prieten vechi al proiectului Clasic e Fantastic. Acest volum, Copilăria lui Beethoven, nu ar fi fost posibil fără colaborarea pe care am avut-o cu Institutul Goethe din București. Institutul Goethe din București, mulțumim! Aplauze pentru copii, pentru Institutul Goethe, pentru Clasic e Fantastic! Și desenați și voi, noi mai avem în continuare pe site o expoziție virtuală unde vă putem primi lucrările. Am început seria aniversărilor. Ce zi a fost ieri? Vineri. 24 ianuarie. Ce înseamnă 24 ianuarie? Unirea. Unirea. Istorie. Învățați istorie pentru că pe ea ne bazăm prezentul și mai ales viitorul. Și nu puteam, chiar dacă este o lecție de jazz legat de America, dar vedeți, nu numai, să nu onorăm această zi de 24 ianuarie cu câteva cântece românești. Și cine le-ar fi putut cânta mai bine decât copiii? Avem doi invitați. Primul dintre ei, unde ești, Ana? O cunoașteți pe Ana Parghel Sârbu? Dacă nu o cunoașteți, o veți cunoaște acum. Bună dimineața! Bună dimineața! Hai mai față un pic. Are emoții. Ne-am gândit ca prima piesă să fie o piesă foarte cunoscută, pe care cu siguranță copiii o știu și poate o cântă împreună cu noi. Ana, trebuie să cânți, da? Gata? Următoarea melodie pe care o va interpreta are mare onoare și marea bucurie să fie acompaniată chiar de Bucharest Jazz Orchestra pentru prima oară în viață. Și o să avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Dormi de cineva, dormi de amant.
nimeni, va văzut taniam de lume să nu fie tot. Mulțumim, Ana! Mulțumim! Și cel de-al doilea invitat al nostru este Maia Sofie Burneci. Și cântecul ei cred că îl cunoașteți. Maia? Bună dimineața! Posac, toată ziua stă pe lac și trec în striga așa, mac, 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 mac. Era singur, singurel, nici o rață după el. Apa nu-n vâlpura, mac, 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 mac. Și rățoiul căuta, căuta, dar nu găsea pe cea pe care o visa, mac, 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 mac. Și oricând trecând pe aici, lumea l-auzea plângând și mereu strigând așa, mac, 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 mac. Asta nu e, nu este viață, să fiu eu singur tot mereu. Nu am și eu măcar o rață să fie soață, să ți-ai fiu eu. Balta toată-l cunoștea și cu el compătimea, însă fără de folos. Peștii se sacrificau și cu pește îl hrăneau ca să fie sănătos, mac, 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 mac. Iar eretele haihui a zburat de mila lui într-un cod îndepărtat, mac, 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 mac. Doar rățoiul cel posac singur a rămas pe lac și plângea neîncetat, mac, 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 mac. Asta nu e, nu e. Bună zi, chiar pe lac în zbor veni o rățușcă dintr-un stol, mac, 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 mac. Pe lac i-a plăcut nespus, chiar dacă privind de sus îi păruse o clipă gol, mac, 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 mac. Iar o clipă mai apoi a părut clar un rățoi care în urmă măcănea, mac, 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 mac. Și în drumul lui spre ea libera babălăcea și venea cântând așa, mac, mac. Bravo, Maia! Mulțumesc orchestrii de jazz pentru că m-a acompaniat. Mulțumesc programului Clasic e Fantastic pentru că m-a invitat și mulțumesc publicului pentru că m-a ascultat. Și noi îți mulțumim! Mai avem o aniversare! Cine are astăzi ziua de naștere? Cine are astăzi ziua de naștere? Mămici, bunici, tătici, cine are astăzi ziua de naștere să vină pe scenă, avem cadouri de împărțit. Cine are astăzi ziua de naștere? Nimeni?
nimeni? Cine a avut ieri ziua de naștere, cine are mâine ziua de naștere? Urcă dacă e ziua ta. Ieri? Mâine? Mâine? A, acolo, să nu vă uităm. Să vină pe scenă, ieri, mâine. Ieri, mâine. Cine a avut săptămâna trecută ziua de naștere? Haideți, pe scenă. Am cadouri de dat, dar numai cei care au avut săptămâna trecută ziua de naștere, da? Până când veniți voi, mai spun o dată, sponsorii stagiunii 2019-2020, UI România, Vipro, CBRE, RBC Romanian Business Consult, Centrul Național de Altă Tinerimea Română, Laboratoarele Remedia, Schönherr, Fundația H. Mărineanu și pentru cartea Copilăria lui Beethoven. Jos este o expoziție în care puteți vedea desenele copiilor. Mulțumim încă o dată Goethe Institut. Cât sunteți? 1, 2, 3, 4, 5, așa, mai vin? Mai vin? Eu zic că pot să iau și săptămâna viitoare. Cine are săptămâna viitoare ziua de naștere? Așa. Haideți, haideți, haideți! Le cântăm la mulți ani, la nesfârșit, până termin eu cu cadourile care vin de la Vipro! Doi. Dar de ce ați întârziat? Da, au stat foarte în spate, probabil. Și-au Hai. Făcut curaj. Aplauze și pe ei. Hai. Hai. Gata, gata. Te uiți jos. Te uiți jos, da? Mai vreau să vă spun că următorul nostru concert va fi cu totul special, sâmbătă 15 februarie, la ora 11, vă invităm la film. Clasic e fantastic, cum să înțelegem muzica și desenul animat. Va fi un ecran mare pe care va fi proiectat un desen animat, Felix the Cat. Îl știți pe pisoiul Felix? Da, și în față va fi un grup de instrumentiști condus de Simona Strungaru, care vor acompania pe viu toate zgomotele, toate replicile, toate miorleiturile din acest film. Așa, foarte interesant. Biletele se vor putea procura de la Casa de Bilete a Ateneului, începând cu miercuri 5 februarie, de la ora 12. Rezervările pentru grupuri școlare se primesc până sâmbătă 1 februarie. Atât, până sâmbătă 1 februarie, pe adresa cunoscută info@fge.org.ro. Deci peste o săptămână. Și acum piesa de final, Bucarest Jazz, orchestra Irina Sârbu, Simona Strungaru. Clasic, e fantastic! Aș vrea să vă spun că și Bucarest Jazz Orchestra în februarie va aniversa 8 ani. Sperăm să fie alături de noi până la 80, minim. 8 ani în februarie. Și următoarea piesă a apărut pe primul lor album, care se numește Povești din București, îl găsiți și online și în magazine.
Piesa se numește Samba Izaura și este o compoziție a lui Florian Radu. Ne gândim un pic la Brazilia, la carnaval, la ritm. Le 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 le
Așa, Florian Radu, Simona Strungaru. Clasic e fantastic, mulțumim încă o dată. Cătălin Milea, saxofon, Paolo Profeti, saxofon alto, Diana Suciu, saxofon tenor, Marcel Pascu, saxofon bariton, Sebastian Burneci, trompetă, Silvia Groazea, trompetă 2, Laurențiu Moise, trompetă 3, Florian Radu, trombon, Adrian Cojocaru, trombon 2, Cristian Lăbuș, trombon bas, Adrian Flautistu, contrabas, Adrian Tetrade, baterie, Simona Strungaru, dirijor, Irina Sârbu, voce și Sorin Gabriel Dragoș, pian, Bucarest Jazz, orchestra clasic e fantastic. Vă mulțumim foarte mult. Contează mult pentru noi că ați venit într-un număr atât de mare. Sperăm să ne urmăriți în continuare și să vă bucurăm de fiecare dată. Mulțumim Clasic e fantastic, mulțumim doamnei Cristina Sârbu pentru invitație și ospitalitate. Și încă o dată mulțumim Irinei Sârbu, această voce nemaipomenită, alături de care avem multe proiecte. Mulțumim!